Sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș a găzduit ieri seară evenimentul cultural Ziua Femeii Creștine, Chipul Maicii Domnului. În cadrul acestuia, spectatorii s-au bucurat de un concert de muzică clasică. Pentru Episcopia Caransebeșului este o onoare să poată organiza astfel de evenimente. Noi le considerăm evenimente culturale, dar și pastoral-misionare, pentru că ele aduc cultura de înaltă clasă în cult, dar în același timp, prin intermediul cultului, sfințesc cultura de înaltă clasă. Pentru că noi avem această convingere că numai Duhul Sfânt poate să armonizeze și inimile oamenilor, și gândurile lor, dar și facerea lor de bine. În fond, mesajul acestei după-amieze este un mesaj profund creștin, plecând de la gingășia, nevinovăția și frumusețea spirituală a Maicii Domnului, care este chemată să rezide în noi. A fost exact așa cum mă așteptam să fie, pentru că am auzit atât de multe lucruri despre Caransebeș, despre episcopia din Caransebeș, despre seminarul din Caransebeș, încât cumva de-a lungul întregii mele cariere, chiar dacă dumneavoastră nu știți asta și vă spun acum prima dată, am fost în legătură indirect cu ce se întâmplă aici. În primul rând, la operă avem foarte mulți absolvenți de seminar. A fost prima legătură. Apoi, în perioada de Viena, cei 10 ani minimum pe care i-am petrecut acolo, am avut tot timpul alături de mine alți absolvenți ai seminarului din Caransebeș. Și când am primit invitația de a veni să cânt aici, a fost o bucurie, așa ca un fel de închidere a unui cerc, ca o împlinire. Eu am crescut într-o familie tradițională creștină și bunicul era clopotar, de pildă. Pot să spun că sunt mai apropiat și am avut mai multă șansă să fiu în respect, în smerenie, să zic, față de cele mai prețioase simboluri ale credinței noastre. Grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului a interpretat pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. În această seară am adus cinste mamei creștine și preasfinte născătoare de Dumnezeu prin pricesnele tradiționale culese din scrierile poetului Traian Torz. Am interpretat preasfântă Maică și Fecioară, scrierea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, amintind de primăvara cea veșnică, de n-ai fi fost o primăvară, a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a purul iarnă. Dar totodată nu am putut să nu punctăm în seara aceasta o cântare care cu siguranță ne-a adus aminte că totuși suntem în postul Sfintelor Paști și am interpretat preceasna Spune, Mamă, de ce plânge luna noastră seară, amintindu-ne că spre înviere ne așteaptă un drum al crucii. Toate femeile au primit flori din partea organizatorilor.